și conducerea de vârf a Republicii Moldova și exercit dreptul la vot. Până la această oră a votat doar Maia Sandu, la secția din incinta liceului Petru Rareș din Chișinău. Șeful legislativului Igor Grosu și premierul Dorin Recean au anunțat că vor merge la vot după amiază. Șeful statului a făcut și câteva declarații. Eu am votat pentru oameni. Eu am votat pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit, responsabil, dedicat pentru binele chișinăuienilor și, evident, am votat pentru oameni care vor pune umărul pentru ca noi cu toții să realizăm proiectul de integrare europeană al Republicii Moldova, pentru că integrarea europeană înseamnă pace, pentru că integrarea europeană înseamnă respect pentru fiecare cetățean al țării noastre și înseamnă bunăstare. Înțeleg că avem un număr mai mare de votanți la această oră în comparație cu scrutinele precedente, cu ultimele două scrutine precedente, dar numărul nu este suficient. Vrem să avem un număr record pentru că, repet, aceasta înseamnă puterea poporului. Ca de fiecare dată, și acest vot va avea efecte, în special pentru oamenii tineri. Pentru că ceea ce se face sau nu se face astăzi în Chișinău, ceea ce se va face sau nu se va face în următorii 4 ani, va afecta, în primul rând, viața tinerilor. Ei au mai mult de trăit decât noi, cei care suntem la o vârstă mai înaintată, și lor ar trebui să le pese mai mult decât celorlalți. Eu am toată încrederea că după amiază, până la sfârșitul zilei, vom vedea o creștere a participării la vot din partea tine.